datorită unei greșeli, spunem noi, care a fost promis că se va, că va fi îndreptată, a fost promisă că va fi îndreptată în Parlament sau printr-o ordonanță de urgență referitor la actualul cod administrativ, noi nu mai puteam prelungi contractul care se încheie acum cu Spitalul Județean, astfel încât clădirile care au aparținut odată municipalului, care sunt clădirile municipalității, să le dăm Spitalului Județean, singura soluție juridică fiind aceea de a le trece de la municipiu la Consiliul Județean și în actuala formulă legală, Consiliul Județean, având structura Spitalului Județean în subordine, se le poate da în continuare spitalului. Suplimentar, odată cu acest lucru, Consiliul Județean și Spitalul ne-au solicitat să fim alături în demersurile pentru sănătate, financiar, din partea Consiliului Local, a bugetului municipiului, cu 20 de milioane de lei pe an. Noi și până acum finanțam, în primul rând, prin aceste clădiri care erau un patrimoniu nostru, cât și pe alte domenii necesare sănătății, cu sume de bani către Spitalul Județean. Existând cadru legal, solicitarea care e prevăzută într-un protocol existent acolo la acest proiect de hotărâre, fiind oarecum pertinentă pentru că o bună parte din cei care sunt nevoiți și ajung la spital sunt din municipiu. Să avem un act medical în care omul să fie mulțumit. Altfel, nu cred că e cazul să se vadă declarări de mulțumire nici în poze, nici pe Facebook, nici în comunicate de presă. Vreau să văd cetățeanul din Arad care nu din voia lui a ajuns la spital, măcar un pic să fie mai mulțumit și să spună că e mai bine decât era altădată. În acest context, facem tot acest efort bugetar și noi pentru sănătate în Arad, fiind conștienți că e nevoie de acest lucru și sperăm că rezultatele se vor vedea cât mai repede. Nu suntem naivi să considerăm că în acest domeniu se văd rezultate de azi pe mâine, într-un termen de o zi, două săptămâni. E vorba poate chiar și de un an, doi, trei, dar măcar să vedem un progres, să vedem că se reușește cheltuirea banilor pentru sănătate și, cel mai important, omul care interacționează cu acest domeniu să fie mulțumit.